face un lucru interesant și ușor. Ușor însă la prima vedere, pentru că legătura, relația sa cu generația 27 a fost foarte paradoxală. Dar ce a fost paradoxal la omul spate? Din copilărie și până la moartea sa, Maria, viața sa s-a constituit într-o sfintă de paradox. De fapt, el Yeah.
vrem noi. În închisoare, am făcut chiar așa, paradoxal, legea aceasta la creștinism, da? La ortodoxie. Și tot paradoxal, după ieșirea de închisoare, Dumnezeu său și Mărturia s-au despărțit. El, o perioadă, a făcut traducere pe Alexandru Baciu și a tradus din literatura universală. Noi, ca în a tradus din droga centrul de logic, la modul ascensiune cu inimare, a devenit filozoful numărul 1 al nostru și a fost cel mai mare filozof român, în a doua jucătate spre 20 și la 50 și acum. Modestul diletantul Steinhardt, caută o mănăstire unde să se așeze, este ecuzat de cultor și până la urmă, tot datorită lui Noinar, ajunge la Orfia. La Orfia, cum a spus și Casul de Cristi, a făcut iarăși un pas paradoxal, un pas decisiv, părăgărindu-se, pentru că a lui credință ducea acolo și a dorit toată viața ulterioară unui sfânt, un asemenea gest, o asemenea poziție. În 1978 este privată când este privată în Occident. Privată în Occident, merge la Paris, unde va întâlni pe Vince Eliade, pe Eugen Ionescu, pe Emil Cioran, pe Mărica Minescu, Vigelorca și ceilalți, va face o impresie deosebită. Impresia, după câteva ceasuri de discuții cu Cioran, acesta îi scria lui Lucian Boz în Australia, că l-a cunoscut în script pe Steinhardt și că este un om deosebit. Este spre el, citez, un o scris de la scrisoare, inedită încă, o evidență rară. Aici este văzut aproape ca un sfânt. Sfântul îi spunea și Mărica lui Minescu, Sfântul nostru, spunea ea. Adică, credința sa a făcut această mare impresie. Mare impresie a făcut și la familia Eliade, pentru că acesta îi scria tot de fapt în doamna 1978, după pe care era din Paris, că a lăsat o impresie deosebită în casă și pe sine, a văzut în el un creștin adevărat și spune că dacă ar mai fi că voi trei creștini ca și el, viața ar merita trăită. Această impresie, sigur, se corroborează cu faptul că, spune așa, ei l-au iertat pentru parodiile din tinerețe și au putut vorbi apoi despre viața pe care au avut-o și nu îi mai era în rușine de acea carte. Pentru că, așa cum s-a spus și aici, el nu a nu am încheiat acest debut și am scris acest debut, tocmai pentru că tiparea de acea formă antigeneraționistă. În 1983, însă, apare cartea mult discutată și mult aplaudată, Jurnalul de la Plătiniș. A atras atenția faptul că Nicolae Steinhardt a ieșit în arenă cu un eseu, Catare de la
bibliotecilor din Heidelberg, în felul tot ce s-a a dat mai bun pe acomenirea. Întrebarea ulterior, dacă l-a supărat această expresie, această condiție a lui ce a scalat, Șaia a scris acea frumoasă. Iată este mai citit decât noi, ca filozoful de ființă, milioane